Să vedem cum e aici cu armonia și cu liniștea la Irinel Columbeanu, care spune adevărul după ce s-a spus că există tensiuni între el și soțul Monicăi Gabor. Fostul milionar de la Izvoran povestește ce discuții a avut cu Mr. Pink, dar vorbește și despre venirea Monicăi în România, așadar să-l ascultăm. Știm că ați lansat o carte și în acea carte erau detalii despre mai multe persoane din viața dumneavoastră, printre care și Monica. Și atunci lumea s-a întrebat cumva dacă ea a citit cartea. Din ceea ce mi-a spus ea, a citit-o atât ea cât și Irina. Dar au citit-o după ce ați trimis-o, nu înainte să o publicați. Da. Exact. Consider că le-a plăcut, fiindcă nu am primit comentarii legate de conținutul cărții. Înainte să o publicați, v-ați gândit dacă ar deranja-o pe Monica anumite detalii pe care le-ați pus în carte? Sigur că m-am gândit. Știe și Mr. Pink ce a scris în carte? Îmi închipui că știe. Deoarece cred că nu e greu să își traducă singur acele pasaje. Apropo de Irinuca, ce face? Ați discutat cu ea în ultima perioadă? Da, am discutat și am încercat chiar și ieri să discut. Adică să-i aduc aminte că am rugat-o, ultima dată când am vorbit cu ea, să îmi spune ce a făcut la examenul de, cum se zice, de traseu pentru permisul ei de conducere, pe care mi-a spus că îl va da luni. Nu am vrut să o stresez. Am conceput și un mărțișor virtual pe care l-am și trimis. Deci să înțeleg că există o legătură între dumneavoastră și partea de peste ocean, să zic așa. Da, bineînțeles. Normal. Și în orice caz nu există că l-am făcut praf. Dar dumneavoastră ați discutat vreodată cu el, domnule Columbeanu? Da, sigur. Discutați în engleză, presupun. În limba engleză. Voiam să vă întreb dacă ați discutat vreodată cu Mr. Pink, v-ați sfătuit vreodată în legătură cu chestiuni despre Irinuca? Nu m-am sfătuit direct. Eu ceea ce am făcut a fost faptul că i-am mulțumit în limba engleză pentru faptul că are grijă de Irina, ca și de Monica. Știți foarte bine că locuiesc împreună și deci asta a fost contactul pe care l-am avut. I-a spus că fac acest lucru fiindcă consider că este datoria mea de onoare de a-i mulțumi. A înțeles, mi-a răspuns tot în limba engleză și asta a fost. Deci cam asta e tenta relativ de comunicare pe care o am cu domnul Pink. Am cunoscut și personal în mai multe ocazii, și în 2016, în vară, când am fost acolo, și în 2017, decembrie. Irinuca are de gând să vă facă vreo vizită în viitorul apropiat? Îmi închipui că da, deoarece se apropie și Paștele și știu că e o sărbătoare la care mama ei ține. Cred, Irinuca, îi plac aceste tradiții românești, cum ați spus, de exemplu, despre Paște? Din câte mi-aduc eu aminte și din câte o cunosc, da.